Eu pot să mă dau cu placa. Dar trebuie să o dau jos. Deși nu mă las. Ce cum e, să nu o să rupu farina acum la plecare. O să stau aici așa. În orice eventualitate. Hai Alino, hai. Ia uite mă. Acum vezi ușor că dacă e să cazi. Dacă e să cazi te faci fleașcă. Ce viteză mă luștea pe aici. Ia uite. Hai cu neața și cu toate alea. Este ora 9 dimineața. Sâmbătă și Lucezarău i-a venit mare nebunie. Suntem pe 4 martie și stând eu așa și lucrând, pentru că ce să vezi, mi-am cam dat programul peste cap și am început să mă trezesc dimineața, mi-a venit mie așa o nebunăl să dăm o tură până la Sinaia, să urcăm până la Cota 2000, să mâncăm o ciorbiță, o chestie, să ne întoarcem înapoi acasă. Doar că urmează partea mai complicată. S-am modus să o trezesc parinea din somn. Nu știe nimica, pur și simplu m-am trezit eu cu chestia asta acum și bă, aș merge să mă relaxez puțin. Suntem în pregătiri pentru noul sezon, ne uităm de bilete de avion, ne facem bagajele, pentru că o să urmeze un sezon destul de lung prin America de Sud. Dar, până plecăm în America de Sud, zic, hai totuși să mergem o tură până la Sinaia. Dar întâi, hai să o trezim pe Alina. A venit dimineața. Ce? Mergi cu mine la Sinaia. Ima, mergi cu mine la Sinaia. Ce mă? Hai să duc la Sinaia. Mi-a venit nebunelă să plecăm până la Sinaia. Da. Tu nu e sănătos? A, nu. Mi-a venit așa, tot zăteam și lucram pe acolo și ai să luăm și negură de aer. Până când plecăm noi pe America de Sud, pe toate alea. Ziceți? Dimineața, nu știu. Stai așa. Nu. Când te-ai culcat? Vrei să faci vlog? Facem și vlog, da. Asta am zis că... De asta plecăm la Sinaia? Plecăm la Sinaia că vreau să mergem să ieșim din casă și eu cum facem o oră jumate până acolo. Deci e surpriză. Da. Și facem și vlog. Asta așa până plecăm pe Brazilia, pe Columbia, pe Peru, pe toate alea. Mai avem de plecat în Brașov, boss. Da, știu. Știu că mai avem și în Brașov, dar astăzi facem și noi așa o aroganță. În loc să mergem la mall, că traseul e mai scurt, e mai scurt, dar fiind aglomerație, timpul e la fel. Bine, acum nu știu cum e pe weekend. Nu știu cum e pe weekend în Sinaia, dar nu știu, vedem. Neața. Îmi stă nesănătos la cap. Vezi să-mi iau cu dălea cu dacă merg la Sinaia. Da. Hai, să ne băgăm gros, să urcăm până la Cota 2000, să facem un burger de zăpadă. Da, trebuie să... Vai de cap, nu? O, tu, bă, tu vrei să mergem la Sinaia? Că ți-am zis eu că vreau să merg și iarna la munte. Nu mai aduc aminte. Că mi-ai zis asta. Dacă tu așa ai zis, să fie într-un ceas bun. Lasă-mi să mă ridic din pacă, să-ți spăcată. Aulă. Hai, Luna, te-ai gătit? Hai, că te duc în oraș. În alt oraș. În alt oraș. Duc în alt oraș, da. Acum, vezi că acum avem două camere, că am găsit-o pe aia mică, suntem bine. Da, nu le-ai zis. Nu, ba, nu le-am zis, că am găsit camera. Da, am găsit camera, deci pierdusem camera aia mică și am găsit-o. Acum avem două camere, Alina o cameră și Cezara o... patru camere. Cezara o numai așa cu multe camere umblă. E, dar și nu poți să filmezi. Nu merge. Hai, nu știi cum să ți-l prinzi? Îmi doresc spatele, dar atâta somn. Nu mai pot. N-am dormit mult, am dormit câteva ore, când m-am pus dimineața la somn. Da? Da. E bine, faci acum înviorare. La Cota 2000.
Auzi, da, cât stăm acolo? Nu stăm mult. Mergem... Am trebuit să fac portajul. Nu. Mergem, bem o cafea și ne întoarcem. Da. Mâncăm și un cârnat, nu fi... Mâncăm de toate. Ideea e că oricum, cât am merge până la mall aici, pe aglomerația din București, ajungem la Sinaia, așa că n-are rost. Și mai bine venim și noi altceva. Hai că până acum m-am luat cu o zi înainte să fac bagajele, ca să mergem nu știu unde. Acum m-am luat din somn. La nivel. Dar nici nu știi în ce zi te afli. Deci unul din ăsta mic. Tot la TV, nu? Da, dar vreau mare. Da. Unde? Ai croissant chocolate? Asta e preferatele mele, bombonicile. Tu mănânci și mănânci? Nu, mănânc eu. De fiecare dată când venim să mănânc cafea de aici, la mea, că bombonelele le păstrez lui Cezar. Păi asta oricum sunt... De ți-ai pus tu la masaj, sunt plumbe astea. Uite, știu. Mi-a dat două plumbe. Astea sunt cele cu cafea, nu? Da. Suntem pregătiți. Cafelele, mădălinile lui Alina. Și acum către Sinaia. Cât avem? 2 ore și 19 minute. Hai că e bine. Ajungem și noi pe la un 12 la fix. Și oricum, pentru că ieșim acum în weekend și mă rog, nici am mai făcut-o de foarte mult timp să ieșim așa de nebun, dar o să facem o chestie. Vedem și care sunt prețurile și cum se ajunge și cum ne întoarcem înapoi sâmbăta. Să faceți și voi o idee, pentru că prețurile se cam modifică așa de la o lună la alta. Și să știți și voi, dacă vrei să ieșiți într-un weekend, fără să faceți mare lucru, că noi nu o să facem mare lucru, sau probabil că o să mergem până la cota 1400 și de acolo să luăm telecabina până la 2000, mâncăm un mic, beam un ceai și ne întoarcem înapoi acasă. Și să știți și voi cam cât vă face o ieșire așa, pe repede înainte, până la Sinaia. E bine așa, informativ. Bine. Să știe și oamenii. Te somn? Un pic, dar diseară trebuie să ne întoarcem mai devreme acasă. Am programat la unghii. Aoleu! Da. Am programat-o pe mama la unghii. Ne întoarcem. Azi avem parte de vreme forță. Deci nu știu cum am socorit-o, cum am nimerit-o, că dimineața nu părea că e frumos, că se face frumos, dar aici oricum. Noi o să mergem și uitați-vă și voi ce frumusețe de vreme. Este soare și frumos și e senin. Am tocmai trecut de Comarnic și avem puțin, s-a circulat bine, se merge bine, nu știu în Sinaia, să vedem cum e, s-ar putea să fie aglomerat, că n-am mai toată lumea a venit bănuiesc de ieri și na, cred că o să fie aglomerație, da? Și la întoarcere că o să fie bine, că mâine cred că o să fie aglomerație. Zăpadă se vede așa. Un pic așa, așa. Pe vârful munților. Ia. Dar să vedem la... știi unde? La Cota 2000. Acolo trebuie să fie obligat să fie zăpadă. Acolo e zăpadă și în iulie. Uitați în față, ca un pic de zăpadă. Da. Acum, dacă anul ăsta n-am avut parte de zăpadă, am zis că înainte să plecăm în America de Sud, să testăm și noi un pic de zăpadă adevărat. Un picuț așa. Da. Am ajuns! Am lăsat mașina aici, că am încercat să urc mai sus, e gheață formată și cam dubios, patinează mașina și zic mai bine lasă. O lăsăm aici frumos și facem și mișcare, că de-aia am venit la munte. Să facem sănătate. Cum să nu înghețe la noapte? Da, ideea e că o să vedeți, că n-a făcut nimeni nimic mai încolo și a lăsat așa gheața. Să se facă. Asta e o problemă, cred că de când mă știu. Și e că o cunoaște și voi. Aici, pe timp de iarnă, nu știu de ce nu se ocupă mai nimeni să facă drumul ăsta. Da. Unde ești? Am să verific dacă ai
Așa. Aha. Și na, avem, cred că avem de urcat așa vreo 10 minute de aici. Vedem care e ștoul pe sus. Mergem să vedem dacă e coadă la telecabină. Și oprim la cota 2000. Da, să vedem cât ai coada aia, știi? Să vezi? Vezi ce mușchi, e gheață, gheață, asta zic. Ia uitați cum e aici. Mai bine să nu iei pe poteca asta, cât de mușcă. Mușcă rău, da. Da, cel puțin bucata asta de aici mi s-a părut dubios de intrat cu mașina. Și atunci, mai bine, să fim precauți. Noi am mai avut în copilărie, eu cu Tibi, am avut aici pe undeva, nu era un din ăsta de ciment, și am coborât de sus de la 1400 și am venit cu botul mașinii exact aici. Deci roțile erau, jumătate din roțile din față erau în prăpastie. A fost o aventură, eram copii, cred că aveam vreo 19-20 de ani. Dar abia am ieșit și veneau oamenii pe aici cu mașinile și se minunau, se uitau la noi și făceau săracii, dar nu s-a oprit nimeni să ne ajute, zi? Până la urmă am descurcat-o. Ce priveliște am găsit aici. Martie, cu zăpadă, cu capaci frumoși, 6 cai. Vezi ce frumos e? E mai mult aduce, mai mult aducea toamna decât primăvară, așa, peisajul ăsta. Vezi ce frumos e poinița acolo, ce miște. Hai, că avem de băgat. Ne dă de gol zăpada. Da. Pe anotimp. Dă-i îndărăt. Cum dă-i îndărăt, mă dăm încolo îndărăt. Că nu mai oprește nimeni. Nasol, frate, până și pe scârpă aici, pe unde urci. Nu. Să ții de bară, bine că uitați-i voi și voi, e gheață pe scări. Ma! Nu, că mă țin bine cu... Mă țin bine cu mâna. Mamă, ia uitați-vă, mă. Ce le... Cât le ia, mă, să facă și eu un pic aici. Mie, nu am pornit... Și nu suntem pe hater reală. Dar sunt și chestii așa de bun simț. Cred că iau în cap asta, știi? Stai, mă, că... Aveți telescaun, telecabină, ce căutați pe jos? Da. Pe nu, cred că pe asta se bazează, cu siguranță. Iertați-ne pe noi. Acolo oare? Nu, acolo e... Nu-mi minte că de-a trecut-o pe aici. Nu, acolo e popas alpin, restaurantul. Da, pe aici, în zăpadă. Pe poteca asta, minunat. Acum, cred că îi așteaptă după soare să-și facă treaba. Abia a ieșit. O să-i mai ia câteva zile. Între timp, își mai rupe unul țestosul pe aici, da? Nota 1. Am avut cu peisajul ăsta, frate, că te uiți așa și e plăcut, e frumos. Și îți mai ia gândul de la nenorocirile astea. Miroase mici, Alinu? Da. A? Da? Crăci. Trebuie să vedem acum. Eu știu pe aia veche bătrânească. Eu când mergeam, veneam aici, eu luam pasta și mergeam la cota 2000. Și acum au mai apărut, uite. Da, asta bine, au apărut. Au apărut de ani de zile, da. Eu acum... Mai fost de ani, da. De și când am fost, mi se pare că nu funcționau. Și aș vrea să vedem dacă merge și asta, dacă merge cu asta, că... Da. Cum ar veni, ne pune și o dorință. Hai, uite scările acolo. Noi am fost aici, acum câți ani? 4-5 ani. 5 ani. Nu? 5. Da, și am mers cu asta, deci. Da, că mi-aduc aminte. Cu asta bătrânească. Da. Aha. Hai să vedem care e... Hai pe aici. Vedem care e treaba. Pentru mine este așa, totul e nou. Bine, noi când am fost, nu știu, era așa multă lume. Și era, dacă ți-au ce aminte... Era vară. Dacă ți-au ce aminte, asta era în construcție aici. Da. Noi am mâncat de fiecare dată când venim, mâncăm la nene acolo. Și aici se construia. Exact. Da, hai să vedem. Și asta urcătul la 2000. E bine. Merge cu asta mai pe nou așa. Că văd că acolo oamenii ăia cam șumează, nu se mai ce nimeni cu aia, vezi? Bine, eu n-aveam treabă, că eu... Dar oricum, aș face treabă și aia că urcă de jos de la... Da. E bine că nu stăm la rând, adică se merge destul de repede. Două bilete pentru adulți, urcare, coborâre. 60 de lei de persoană? Da, 120 amândoi urcare, coborâre. De la 1400 la 2000. Da, de la 1400 la 2000. Ne puteam să venim și de jos și, mă rog, atunci se plătea altfel. Da, sigur.
Hai! Gata, suntem echipați. Cu fața. Stai undeva, acolo. Da. Gata. Vă invităm. S-au înfundat rânghile. Nici nu se putea să nimic mai bine. Sau nouă, nu se putea să nimic. Hai să vedem acum. Să vedem acum cum o jucăm. Cum o jucăm pe aici noi. Să zicem că nu sunt, nu avem Adidas chiar. Noi da, da, oricum, nu sunt nici de aia de vară, dar totuși cam mușcă. Bocanci, da, și ei mai mușcă, chiar dacă sunt bocanci. Uite, hai să mergem și noi. Încolo, nu știu dacă, nu să vedem dacă se poate acolo să ne alunecăm și după aia să dăm și noi un ocol. Mergem până la cabană în partea alta și venim înapoi. Aici suntem chiar pe mijlocul curtei, ar trebui să luăm pe margine. Nu, pe aici e bine. Uite așa. Dacă nu știu pe ce zara o țestosul azi, măcar e moale. Sau mă dau așa cu Adidas și cum se dau oamenii ăștia cu bobul, cu schiurile. Hai, hai, că mă duc. Hai, Alina. Hai, Alina. Este. Gata, am reușit. Dacă nu poți, pun-te pe fund și dă-te la vale. Gata. Am ajuns. Eram eu aici și te loveai de zidul chinezesc, nu-i problem. Hai, te-ai pe aici așa. Mă rog lumina asta, albul ăsta de topadă. Te deranjează așa rău? Da, pe da? Eu, dacă am și probleme cu așa. Faza lungă și faza scurtă. Mă rog, de-asta așa, îmi trebuia o frechită. Nu mi-am trecut prin cap. Nici ochelari, nici mănuși, nu mi-am luat nimic. Aici suntem pe autostradă. Nici nu bate vântul foarte tare, bate ușurile. E foarte plăcut, mă așteptam să fie mult mai frig de atât. Chiar nu-i uite la mine. Eu care sunt împotriva frigului total, țin haina deschisă. Ah, bă, ce frumos e toate. Deci am fost atât de inspirat că nu cred că am prins niciodată priveliște așa frumoasă aici. Nici măcar vara, adică erau nori și nu se vedea așa foarte, foarte bine. Să vedem până unde putem merge. Da, cred că cam până aici, că după aia deja cred că începe să muște în partea lor. Imaginea asta de aici, din Valea Soarelui, e superbă. Nu degeaba îi spune Valea Soarelui. Uitați-vă și voi ce frumos pică lumina de peste nori, cum pică frumos pe munte, pe zăpada asta și cum se văd umbrele norilor. Foarte tare. Asta e cadou de 6 ani. Da, dar de 6 ani câteva zile. Că dacă n-am sărbătorit pe așa, că te văd mai mult, nu te văd, acum te văd, gata. Noi am făcut pe 24 februarie, chiar de dragoste, pe 6 ani. De dragonete? Cezara a avut treaba, da. N-am fost niciodată la munte iarna. Cezara a dat din butoane. Adică n-am fost niciodată în muntele plin de zăpadă. Așa l-am mai văzut din lângă portalii. Dar n-am fost niciodată pe munte iarna când e zăpadă. Și asta este o surpriză foarte, foarte plăcută pentru mine. Surpriză? Auzi, dar mă gândeam așa, putem să mergem sus acolo, să iau o plumbă de la cineva un sac, să mă dau și eu. Să nu-mi dă voie, trebuie doar să pliez. Sunt niște plastice de-astea. Dar tu cum mai ai probleme? Și cu direcția și cu aia? Sunt... Am văzut pe cineva că era cu sacul pe aici. Sunt... Da. Mă pun fundul pe pungă și mă dau. Sunt garduri pe aici, dar e cam, nu știu, pare cam periculos că sunt și ăștia cu schiurile, cu placa, cu... Nu, dar știi care e treaba? Că zăpada nu e chiar foarte, foarte moale și atunci există posibilitatea să dau de vreun bulgăre din ăsta de zăpadă mai tare și să-mi intre în alte alea și să mă mi-o vrei și la mijloc și mai bine stau cu tubită. Aștept anul în care o să ajungem... Mai de capul meu, ce putere. Aștept anul în care o să ajungem aici, la munte, să ne dăm cu placa. Da. Să ne rupim cele aia, mai bine zis, dar că eu nu m-am dat niciodată cu nimic, tocmai ce v-am zis că l-am zis.
Eu zic când ajungem pe aici să ne ducem undeva să ne dăm mai jos. Aici nu și pe aici. Și e prea... Mai jos găsești atâta. Nu, îi găsești, dar să vedem când ninge mai mult. Este aici, e prea sus și foarte mult până jos. Mamă, e plin. Da, e prea glumeat aici. Mergem la 1400, la ștăunul ăsta acolo. Da, aici e plin. N-ai nici să stai, n-ai. Hai, înapoi afară. E full. E și mic locul. După cum spunea și Alina, aici dacă nu te joci sportul de asta de iarnă, dacă nu practici schiurile, placa și toate alea, eu pot să mă dau cu placa, dar trebuie să o dau jos. Deși nu, o las acolo. O las acolo, Alina, că mai avem nevoie de ea, nu de alta, dar... Ce mă pregăteam să te întreb dacă te dau vreodată placa? Nu, nu m-am dat. Așa că noi o să mergem la 1400 acolo, la vedem care-i ștouul și pe acolo, mâncăm un mic încărnat ceva, înapoi cu telegondola asta frumoasă. Și data viitoare vorba Aline, să vedem. Data viitoare să venim și ne dăm cu ceva, că tare frumos se distrează oamenii ăștia, îi poate. Se vede că majoritatea ta o experiență. Da. Eu știu să pună frână, știu. Dar vezi că ăsta e drog. Ăsta e, dacă te apuci de așa ceva, nu te mai lași, adică e drog. Oricine știu, da. Care mi-a zis să dau cu placa, bine, nu ca mine, că eu dacă mă dau cu placa, după aia nu mai mănânc, așa că, na. Și nu e nicio glumă, sus chiar eu n-am dinții mei și așa trebuie să-i refac. Acum sunt în lucru cu aia de jos, după cum știți. Dar da, doar așa mă pot da cu placa în momentul ăsta. Am scos-o, m-am pus pe aia și mă dau la val. Hai, la 1400. Hai, pe unde? Intră pe aici? Se intră pe undeva pe acolo, cred. Că trebuie să intrăm pe la... Tot cu biletul? Pe la bilet. Da, tot. Da. Calăm biletul și da. Mergem jos. Da, okay. Frumos, ne-a plăcut. Mai venim. Foarte frumos. Hai. Aluneci aici. Am rupt farina acum la plecare. Nu, dar e prea târziu. Hai, în asta. Hai, bagă. Jump. Vamos! Hai, deschid asta, că mă ține. Gata, Lina. Avem noroc că am găsit deschis. Nimeni nu mă trupe. Păi, VIP. Da. Și de alegeți dacă vreți un sortiment de bere sau de sucuri. Da. Băutul cald de la doamna la bar aici. Ok. Dacă vreți o cafea. VIP, deci aici doar pentru al nou și Cezarau, cum nu se poate mai bine, iar afară era și e puțin răcoare și e și muzică și știți voi, cu muzica pentru vlog nu prea ne face bine. E foarte răcoare, ar fi fost plăcut să stăm afară, dar e tot timp cât e și muzică și ca să putem vorbi mai bine. Deci locul ăsta eu știu de, nu știu, de când aveam, nu știu, de mult, din Paleolitic și Mezozoic, de când aveam, nu știu, 12-13 ani și nu s-a schimbat deloc, deci asta îmi place aici, că e la fel, e aceeași cabană care arată la fel. Da. Păi, na, ești la munte, ești pe gustic, dar vreau să zic că nu i-a făcut nimic, știi, a rămas exact la fel cum o știam și asta e super mișto. Și aici, uitați-vă și voi, că aici deja zăpadă nu mai este. Și acolo sus era forța. Am luat pentru început două ciorbe de perișoare și ceva grătar, dar aia după, foarte mișto servite. Miroase foarte bine. Da. Păi aici extraordinar de bine. Să punem și smântână. Întotdeauna mâncarea de aici a fost super, super bună pentru că e făcută ca acasă. Deci, mai sunt niște restaurante mai în spate, dar aici, deci nu dai griji. Întotdeauna de când venim aici, oprim. Și în trecut, de câte ori am fost, am oprit acolo la grătar, la murături, la tot ce trebuie și înăuntru aici la ciorbiță. Multe legume, așa cum îmi place mie, cu varză. Ia bagă Alina. N-am mâncat niciodată ciorbă de perișoare cu foarte mult, atât de multe legume și, în special, și cu varză. Deci, nu, e altfel. S-a început nunta.
A venit ospățul, eu am băgat doi mici. Inițial ai cerut trei. Da, dar numai că deja ciocba aia de perișoare s-a așezat bine acolo și a fost așa cu multă carne. Da. Și tu ce bagi? Cârnucior? O cartă. Aha. Avea și de asta de casă mare. A, cred că era prea mult. Era prea mult, da. Și așa n-am mâncat totul șervița, că am zis totuși să... Să rămână loc. Să gust un pic și din cărnatul ăsta, după cum e. Cartofii, toată lumea știe cum sunt cartofii. Păi ăștia sunt superbi, ăștia îi mănâncă aici de fiecare dată când, când vin. Și nota 10 pentru cartofi. Pentru cărnați. Gata, Alina, suntem bine. Am alimentat aici la Neasami. Am alimentat rezervorul. O fi toșica ceva, că tu erai cu gogoșile cu astea. Păi sunt și miroase atât de bine, dar crede-mă că nu mai pot. E bine. Asta este bine ce aud de la tine, pentru că... Eu de obicei nu refuz dulce. Da, ea poate să mănânce 700 de mici, că pe unde au încăput aia 700 de mici, mai încap și 200 de gogoși. Dar na, se pare că Alina se ține tare. Nu, dar chiar nu mai pot. Chiar da? Nu mai intră, da. E bine. Mai am... trebuie să beau niște apă, dar o am în mașină. Ajungem repede oricum. Da? Și poate mai încolo de mai opresc, mai luăm o cafea, da? Da, o cafea mai merge. Hai ușor acum, că o să coborâm și să nu ne rupem cu Farinescu pe aici. Da, mai topit un pic în cafea. Da, totuși, mușcă. Ce cum e, să nu-ți rupu farina acum la plecare. Doar în România este așa ceva. Da, nu, că dacă mă prinde, cu mâna e ok. Trebile astea cât să mai rămâne și ele. Stai așa că mă duc eu. Ce e asta, să-i mișcă, să știți? Stai așa că-ți acolo, că vă ajute. A, da, a, e bine cu... Vă sprijiniți de băț? Da, băltele alea e mai bine. Pe unde? Băț, am și clăpare care se înțeleg mai bine. De principiu. Era cu schiurile, dar... Eu totuși o să stau aici așa. În tot ce eventualitate. E greu cu echipamentul, da? Păi, fără. Clăpare ajută, pentru că se împică da. Colțurile. Mulțumesc mult! Cu plăcere, e incredibil, frate. Trebuie să stai acolo, să stăm, să ne ajutăm unii pe alții. E foarte periculos acolo. V-ați văzut și voi cum e și vedeți că nimeni nu poate să treacă. Trebuie să ne ajutăm, așa era munte. Putea să dea o cazmanie, o loc. Da, mă, dar tu dai seama că e, are de ceva vreme acolo. Păi da, pentru că e bătătorită zăpada așa, s-a făcut dărdeluși. Uitați-vă și pe aici. Nu, nimeni, nimic, nada. Măcar sare de aia dacă punea și eu mai împrăștia, mai împrăștia gheața asta. Sarea o pune, un pic. O pune în ciorbă. Dar nu face nimeni nimic, frate. Nimeni. Toată lumea așteaptă să facă, știți cum e? Toată lumea așteaptă să facă primăria, autorităților. Da, să faci, fă și tu. Uite, dacă și noi dacă știam, veneam cu 200 sare și aia era, adică mare brânză, știi? Așa cum noi când mergem prin drumeții și adunăm gunoaiele, acum mai știm, iarna, trebuie să ținem după noi mașina un sac de sare, că cine știe unde ne folosește, să dăm. Pe unde ajungem, nu putem trece. Da, ce să vii cu mașina pe aici? Că bine, oamenii ăștia au venit ușor, dar eu n-am. Când am văzut că începe să patineze, am zis, lasă așa, da, e mai bine. Mai decât să... Mișcare. Păi da, și decât să faci o nefăcută, mai bine o iubiți. Hai, Alino, hai. Ia uite-mă. Acum, vezi ușor că dacă e să cazi... Dacă e să cazi, te faci fleașcă. Bă, sunt cu gocancii și eu alunec. Hai, ține-te, stai așa. Dar vine mașina, hai. Ușor e la lină. Vine mașina. Nu, nu pe acolo, tot pe aici. Lasă, că îmi decurge apa, așa. Așa. Ce viteză mă ăștia, băi. Uite, de asta mi-e frică. De asta mi-era mie frică. Hai, iau pe aici. Aici, pe apă. Așa, gata. Îți rupu farina acum pe final, Alin. Hop, hop, stai că am luat-o și eu puțin. Am puțin și ajungem la mașină fix acum, îmi rupeam
gladiolele. Gata, uite mașina aici în spate. Am lăsat-o pe loc uscat, fix unde începea zăpadă. Am să zic să vedem dacă reușim, dar mamă că reușește să descurcă el. Aia e bus, bravo! Hai, că-mi făceam griji, că nu poți să-mi întorci. No. Ușor, așa, ne descurcăm noi și suntem pe val. Hai să o luăm la drum către casă. Așa, fiți atent aici, până o luăm către casă. V-am spus că vă spunem și costurile în mare, așa. Păi, am plătit 120 de lei la telegondola. La gondolă. Telegondolă, nu știu ce, bun. Vreo 120 de lei mi-am mus mai puțin la motorină, deci 240 și la mâncare, pentru două ciorbe de perișoare, un cărnăcior, două porții de cartofi și 2 mititei cu o cola, a fost 105 lei. Deci 240, 340, 345 de lei. Așa că, dacă vrei să faceți ce weekend, câteva ore așa, să ieșiți în București, să veniți să mâncați un mic aici, vă costă 340 de lei, 350, dar depinde și cât sunteți. Dacă mai aveți și copii, țineți-vă bine. Acum, n-o să mai intrăm în detalii de alea. Știți voi, aoleo, cât costă? Aoleo, că e scump sau ieftin? Nu. Voi trebuie să decideți cum vă este vouă. Vi se pare scump sau vi se pare ok? Ieftin clar nu e, dar cum vi se pare vouă această sumă pe care ar trebui să o alocați dacă vrei să ieșiți din București câteva ore. Dar dacă ar mai fi și cazare și așa, măcar o zi, mai puneți încă vreo 200 de lei, iar se ajunge la vreo 540 și cu încă o masă și cred că la vreo 700 de lei. Acum scrieți-ne voi în comentarii cum vi se pare acest preț pentru România. Acum, gata, mergem acasă, mamă ce soare, aminte soarele în ochiane. Și mă rog, să vedem în Sinaia, vreau să mai mergem până undeva, dacă găsim un loc de parcare, dacă văd un loc bun, mai facem o plimbărică. Hai că am reușit să găsim o parcare aici, fix în buricul târgului și mergem să vedem și noi. Mi-am adus aminte de un parc de aici și dacă tot e frumos afară și ar mai fi undeva la o oră maxim de soare, zic să profităm. Să aruncăm și noi în ochi, prin parculeț. Acela așa e liniștit Sinaia. Ăsta, cred că orașul ăsta rămâne așa, va rămâne pentru întotdeauna. Liniștit, plăcut, din ce în ce mai frumos. Deci e schimbare mare de când am mai văzut eu pe aici, centrul ăsta. Arată foarte, foarte bine. Hai că... Tu ai trecut cu încredere, dar omul conducea ca nasia. Hai aici, la bancomat, pentru că trebuie să plătim parcarea acum înainte, deci bani înainte, ca la știți voi unde. Și n-aveau... Da, cred că își termină ei programul mai devreme, fiind sâmbătă, da? Și s-ar putea să plece toți acasă după o anumită oră. A, și vrea parcarea gradată, păi trebuia să mai aștept puțin. Hai aici, nu? Nu, ba nu, la BRD. La BRD. Gata, ăsta era parcul despre care mi-aduceam eu aminte așa vag, dar eu îl știam așa, în mintea mea și în imaginea mea, era fără toate căsuțele astea pe aici. Aici a fost și târgul de Crăciun și cred că a fost un târg de Crăciun interesant. Da. Așa, ca amplasare, pentru că arată bine. Când eram mic... Arată bine acum, tot așa am arătat când... Aha. Când eram mic, pe undeva, pe aici, nu mai știu pe unde, că era diferit. Se găseau aici, în parc, cine e de vârsta mea sau mai în vârstă, știe că aici în parc veneau niște neni care făceau niște bumerange din lemn, de lemn de brad, erau așa în X, și asta era nebunia de atunci. Îți dai bumerang de pe aici, de pe la un nene, și dădeai cu el. Te jucai? Dădeai cu el, pentru că aici era un spațiu verde. Acum bănuiesc că au făcut și patinoar acolo. Da, e un patinoar. Mă rog, a fost patinoar, că acum gata, s-a topit zăpada.
Și aici era doar așa, un, pur și simplu un spațiu verde. Și dădeam cu bumerangul ăla pe aici. Așa ne jucăm noi. Și aici mai era în spate, este fostul casino, acum este muzeu. O să intrăm azi înăuntru, pentru că vrem așa să ne rezumăm la aer. Și asta vare mișto că e cu apă, cu nebunii. Uite veverița, de asta mare, uite. Da. De asta gigant. Gigant. Bine, pentru Asia, la noi sunt veverițe normale de da. Dimensiunile astea. Mă. Ce faci, mă, cum iese? Când eram, tot așa, când eram mici, ne spunea... Ia uite cum stă. Ne spunea să restrigăm Mariana, știi? Luai două nuci, dădeai în ele așa și făceai Mariana, Mariana. Nu știu care era ștou, știi? Ia uite-ți. Hop, 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 hop. Cip și del. Dar ce frumoasă e? Da, e frumoasă foarte. Da, și ăsta e parcul. Nu e foarte mare, dar e frumos, nu știu, are așa, are o energie bună. Uite, mai undeva pe acolo, pe sus, cred că sunt niște copii ceva care cântă, se joacă. Alina, o sâmbătă... Vorba lui Marian Adventures, o sâmbătă de numă. Numă. De numă. Foarte frumos. Ia uzi. Cântă. Aha. Dar cântă de-astea, Five Gang-uri de-astea după ce aud. Acum se cântă... Mi-a luat în Panamera! Așa, acum... așa făceau, nu? Nu știu că nu-i văd aici. Dar ce bază? Vreau să-mi iau un Panamera. Vreau să-mi iau... Pârț, pârț, pârț! Uite altă veveriță. Mă! E bine veveriță aici. Ce frumoase sunt! Sunt mai închise la culoare așa față de cele din Asia. Dar sunt drăguțe. E că am ajuns și sus aici. Pe unde se auzeau copiii aia cu pârț, mârț, scârț. Ia, hai pe aici că îmi place... cum e amenajat aici. Cred că e un ceva, o cafenea, un restaurant, da? Și e amenajat frumos cu iglurile astea așa. Să stai frumos, să servești ceva la căldurică. Superb. Ba, dar și vremea a ținut cu noi să fie ceva epic. Blan, forț. Blanau. Aha, uite. Cât de mișto. Încă a rămas cu globulețele de la Crăciun. Pe și la șosea, n-ai văzut că sunt multe magazine, sunt încă împodobite pe exterior. Aha. Păi oricum, cât mai e pe la Crăciun? Hotel Palace a venit la pachet cu cazinoul de aici. Hai să mergem puțin mai încolo. Și știi, ții tu minte când am fost noi acum 4 sau 5 ani când am fost și am mâncat ceva și era zona aia de gen de băi termale care era abandonată. Da. Era tot la pachet cu hotelul, cu cazinoul de acolo și era pe circuitul Orientului Express, adică cine își lua treaba aia de lux, da? Și mergea cu trenul frumos așa, se oprea și aici. Avea un hotel, dar era trecută în circuit, îți dai seama? Și construcția, cel puțin a hotelului, a început în 1910 și după doar 9 luni a fost gata. Avea numărul de contact, avea meniu, avea ospătarii, toată lumea aștepta să vină băieții. S-a făcut inaugurarea în iulie 1911, oamenii pe pliant aveau tot notat. Și restaurate, și numărul camerelor, tot. Deci 9 luni de zile s-a mișcat băieții să facă minunăția asta, uitați-vă și mai. Care acum e păstrată foarte bine. Arată superb. Ce frumos că acolo sus. Aha. Ia, hai și mai încolo. Poate se poate vizita frumos cazinoul. Defibrilator automat extern. Care ești tu? A, în caz că ai probleme cu inima ceva? Aha. A, tare. Se face rău, să știi că ai aici, da. Să le iei repede, să-l ajuți pe om, să-i dai curent. Pune, putea să fie și o priză și două fire. Și în față, muzeul cazino. Și uite cât de bine e. Sunt tunși ăștia, uite aici. Gardul ăsta viu. Ar fi mers aici, din gardul ăsta viu, făcut așa, ca la Casa Regală. Niște labirinturi, niște chestii, niște... Era frumos. Era frumos.
Și aici impunătorul Casino Sinaia, care a fost realizat în 1913. Alinea acolo se informează, la Cezara o să informa mai devreme. Și a fost făcut după planurile arhitectului Petre Antonescu, iar primul acționar a fost un tip din Monte Carlo, Marseille, nu știu cum se pronunță, ori Marcai, ori Marseille, dar cred că Marseille, care deținea acolo un casino în Monte Carlo, iar acesta a fost schițat după arhitectura aceluia de acolo, care va să zică și în vremurile alea, de mult, veneau și investeau în România, că dacă domnul acționar a fost de Monte Carlo, deci a venit cu bănuțul, a zis să fac și eu ceva. Da. Bunăvoință. Și atunci, vezi, veneau de afară cu bănuțul. Acum, ce e interesant și ce este bine, că s-a păstrat, adică cineva, nu știu cine, că e primăria, că este cineva privat, nu-mi dau seama cine, n-am această informație, l-a păstrat, l-a renovat și arată bine. Gata, și ca să fie treaba bună, hai să luăm o cafea de aici, de la Tucano, să avem de drum. Tucano unde am încercat prima dată? În Bulgaria? Da. A? Tucano sau Costa era? Nu, cred că Tucano. Că de Costa știam. Tucano era. Da, Tucano. Era în Sofia. Da. Și eu mă gândeam, nu știam dacă era Costa sau... Hai să băgăm două cafele, să avem de drum. E numai bine. Cred că într-o jumătate suntem înapoi acasă. Eu o să beau un latte mare. Hai să la pachet. La pachet, da. Și eu unul mic. Eu nu am latte un decât mare, la 340. Bine, ai zi... Paharul mare, dar poți să faci unul mic, nu? Cred că ai paharul mare, nu? Și poți să pui unul mic, unul mic în el. Poți să fac un cappuccino mic la 170. Aceeași la fel, este doar cu stilentatul mai mic, are cu ușa de cafea și la... E bine, și mie un latte mare. Am pus un plic și scoți ușor. Bun, așadar și prin urmare, turcii fac comerț pe mare. Asta a fost cu ziua de azi. Dacă ar fi să mai punem și ce am cheltuit pe drum către Sinaia și acum la plecare, când ne-am luat două cafele, am rătunjit suma undeva la 400 de lei. Deci atâta costă câteva ore să ți repetreci într-o sâmbătă, duminică, vineri, când vreți voi, din București până aici la Sinaia sau orice până la cota 2000, mai mic, mai oaia și un parculeț și hai acasă. Așa că, până în următorul vlog, care o să vină, când o să vină. Că mai facem, până plecăm în Brazilia, mai avem. Da, mai avem Brașovul. Da. Ce să spunem? Și vedem ce mai fi să și până în Brașov. Da. Să sperăm că v-a plăcut ieșirea noastră de astăzi, surpriza lui Cezarau pentru mine. A fost surpriză ieșirea asta, a fost surpriză și pentru mine, că nici eu n-am știut până dimineață, când mi-a venit nebunia. Da. Și vă așteptăm și pe Instagram, pe Caesar Show și pe Alina Daminescu, dacă vreți să ne urmăriți pe alte rețele de socializare. Vă așteptăm de asemenea și pe OnlyFans, Alina Daminescu, vă lăsăm și link-ul aici în descriere. Iar dacă nu v-ați abonat la canalul nostru, nu uitați să o faceți acum și dați un like, un mare like, dacă v-a plăcut. Apăsați și clopoțelul pentru notificări să vă apară următorul nostru vlog. Vă pupăcim și vă îmbrățișăm cu mare, mare drag. Seara frumos! De când am dat like și subscribe lui Cezarau, viața mea s-a schimbat. Am început să văd lumea altfel, am început să fiu mai bun, am început să am grijă mai mult de mine, de soție, de prietenă și de amantă. Așa că, dacă vrei în continuare să-ți meargă bine și nu ai dat like și subscribe acestui canal, te rog să o faci pentru că viața ta se va schimba. Pe drumul aurului la Asia Express. America Express.